Salutam, bun și bine m-am găsit la un nou experiment. Da, oameni buni, data trecută am făcut cu Pogba, care este foarte aproape să semneze cu Juventus. Astăzi facem cu Bale, care este confirmat că pleacă de la Real Madrid. Bine, la fel de ceva timp, dar na, acum m-am trezit și o să fac clipuri din astea. La fel, pe FIFA 19, am un squad file pe acolo, deci totul este ok. Și na, hai să începem. Din câte am înțeles, echipa care avea șanse foarte mari să se ducă Bale este Cardiff City, o echipă din Championship, Liga a doua a Angliei. Așa că, da, dacă acea echipă o să promoveze în sezonul din FIFA, o să fac două sezoane, o să simulez două sezoane, pentru că îs foarte curios, la fel ca și voi, să văd ce se va întâmpla cu echipa dacă o să ajungă în Premier League. Dacă nu, rămânem la un singur sezon simulat și nu uitați acolo să apăsați și voi pe butonașul ăla de like, m-a ajutat foarte mult și lăsăm vorba aia asta și haide să trecem direct, că avem iarăși un clip care necesită multă muncă, așa că haide! Bun, și am ajuns și aici, la Cardiff City, doamnelor și domnilor. Hai să vedem ce echipă au aceștia. Oh, văd niște jucători destul de interesant. Mamă, Dei. Și pe bancă au niște jucători destul de buni pe bancă, dar pe noi ne interesează Bale, care este right winger. Și văd că vine perfect ca să vezi, nu știu ce caută un fundaș în atac, dar ok. Hai să-l punem pe Bale. Cam asta este atacul celor de la Cardiff City. O puteți vedea și echipa aici. Și na, hai să-i dăm să salvăm setările și să înceapă simulările. Să vedem ce face Bale, câte goluri înscrie și toate nebuniile de genul. Am văzut acolo 37 de milioane. Bugetul de transfer 37 de milioane, foarte tare, foarte, foarte tare și haide cu simulările, tată. Am revenit, tocmai ce am terminat de simulat sezonul și haide să vedeți ce am făcut. Bănuiesc că meciul ăla e ceva play-off pentru promovare. Nota 52. Mamă. Nota 52 ca manager, slăbuț. Am ieșit pe locul 4 totuși. Deci suntem pe locul 4. Ok, suntem în play-off-ul pentru promovare. Uitați acolo. Dar hai să vedem, poate am câștigat o cupă, deși slabe șanse, văd că Manchester United câștigă FA Cup, Carabao Cup câștigată de Watford, ca să vezi, și să vedem ce am făcut în play-off. Am promovat în Premier League, am promovat în Premier League și o să mai simulez un sezon, o să mai simulez un sezon doar de curiozitate să vedem ce o să facă echipa. Foarte interesant, am promovat la penaltiuri împotriva la West Bromwich. Foarte interesant, hai să vedem. Am bătut-o pe Swansea City și în finală pe West Bromwich. Incredibil așa ceva. Din primul sezon am promovat. Sunt foarte curios. Mamă, Fulham 109 puncte. Wow! Sunt foarte curios ce a făcut Bale totuși. Bale, ce ai făcut tu, Squad Hub? Hai să vedem. Văd că are moralul destul de ridicat, forma sa, moral, așa. Și da.
Am sincer puține emoții să văd statisticile, dar hai mă că îi dăm. Și îi dăm. Sunteți pregătiți? Dăm pe short. Ok. 3, 2, 1 și Bale este goal getter. Primul sezon și este goal getter în această echipă. 56 de apariții, 20 de goluri, 7 asisturi, 15 clean sheets-uri. Foarte bine, foarte bine și foarte mișto. La o diferență foarte mare de locul 2 ca goluri, 9 goluri mai multe față de locul 2. Văd că lucrurile stau foarte bine pe aici. Sunt foarte mulțumit. 20 de goluri, 7 asisturi. Mișto, mișto rău. Și da, am zis că mai simulăm un sezon pentru că am promovat în Premier League. Și cam așa stau lucrurile după un prim sezon la Cardiff City. Eu zic că e decent. E mai mult decât decent, este foarte bine. Da, pentru că v-am zis, pentru că a promovat în Premier League, sunt foarte curios ce o să facă în Premier League. Așa că vă mai dau un sezon, voi pune o virgulă ceva pe aici, nu știu, o să văd eu cum o să scriu, dar na, hai să vedem. Hai să vedem ce o să se întâmple în cel de-al doilea sezon de data asta în Premier League. Am simulat și sezonul al doilea la Cardiff City. Este nebunie ce se întâmplă pe aici. Hai să vedem pe ce loc am ieșit. Deși mi-e puțin frică să mă uit. Vă zic sincer, sunt curios ce a făcut și Bale, că dacă tot a promovat în Premier League, liga e normal mai grea și nu știu cam cât a făcut, câte goluri o fi dat. Haide să vedem și am retrogradat din primul sezon. Da, era oarecum de așteptat, dar wow, am retrogradat din primul sezon. Wow. Dar cum, văd că moralul lui Bale este la fel destul de ridicat. A rămas cu același moral. Da, asta cu Premier League a fost așa de test. Până la urmă nu o să mai notez ceva, că na, e Premier League, e normal să aibă mai puține goluri. Totuși, 13 goluri și 5 asisturi. Bale și în Premier League a reușit să dea 13 goluri și 5 asisturi. Wow, este incredibil. Restul nu prea fac față. Da, Bale 13 goluri. Frumos, frumos, foarte frumos. Văd că a scăzut acolo minus 1 overall. Da, a fost interesant să simulez și sezonul ăsta în Premier League cu Cardiff City. A fost așa de test, for fun, cum s-a zice. Wow, FA Cup-ul câștigat de Spurs, foarte, foarte interesant. Carabao Cup câștigat de Manchester United. Și na, eu zic să trecem la următoarea echipă, că deja nu se mai poate. Deja nu se mai poate. Dacă la Cardiff City a reușit să facă asemenea performanțe, sunt foarte curios ce o să facă în următoarele echipe. Haideți! Și suntem aici, la DC United, în MLS. Suntem aici, la United States. Este incredibil. Hai să vedem squadul lor. Acesta este squadul celor de la DC United. Da, interesant, Camara văd acolo ca striker. Hai să vedem și banca. Mamă, banca, Abila. Abila pe bancă. Dar pe noi ne interesează. Oh, Reina.
Dar pe noi ne interesează Bale, care o să-l punem, desigur, pe postul său. Bun, hai să vedem ce o să reușească Bale aici, la DC United. Sunt foarte, foarte curios, pentru că în MLS este cu totul diferit. Și da, nu prea mă pricep, nu prea mă uit la fotbal pe aici, dar hai să vedem. Și am terminat de simulat și la această minunată echipă. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Am ieșit pe locul 7. Văd că avem 79 rating la manager. Dar v-am zis, nu mă pricep. Deci pe mine mă bate, se pare că nu am mers în play-off. Primele 6 bănuiesc că merg în runda de play-off, deși ei sunt 4. Nu știu, pe mine mă depășește efectiv MLS-ul. Da, bănuiesc că am ieșit decent pe 7, adică nu știu, dacă stau să mă uit în viața reală, ceea ce și asta o să fac, DC United este numai printre ultime, cam pe acolo, pe locul 13, acum pe 7, eu zic că e decent. E decent pentru un prim sezon. Da, v-am zis, pe noi nu prea ne interesează așa mult ce face echipa. Bine, ne interesează pentru că ne aduce un trofeu, dar nu așa mult. Altceva pe aici, Open Cup, poate ceva pe aici, nu nimic. Aia e. Deci, 0 trofee, cred. Pe noi ne interesează foarte mult ce face Bale, ok? Deci, toți ochii sunt pe Bale, care văd că oriunde se duce are aceeași formă, același moral. Da. Și da, e interesant. Este foarte interesant. Hai să vedem statisticile lui Bale la această echipă. Să vedem aici. Interesant. 3, 2, 1 și este golghetă și la această echipă. Incredibil. Deci până acum oriunde s-a dus a fost golghetă. Bine, s-a dus la două echipe, Cardiff City și la DC United. 39 de meciuri, 11 goluri, 2 asisturi și 5 clean sheets-uri. Foarte tare, foarte tare este golghetărul echipei. Mișto. Camara, care este striker, are 10 goluri, cu un gol mai puțin decât Bale. Da. Și hai să trecem la următoarea echipă, zic, nu? Dar mai întâi să dăm o geană aici. A jucat clar mai puține meciuri, adică era oarecum logic o să joace mai puține meciuri. Pentru că, na, în MLS sunt mai puține meciuri și așa, înțelegeți voi și știți în același timp. Da. Până acum niciun trofeu surprinzător, așa că hai să vedem, poate la celelalte echipe o să ia ceva, un Champions League, un Europa League, cine știe, cine știe. Și am revenit și aici la Tottenham slash Spurs. Și na, hai să îi vedem squadul, văd că sunt acolo în Europa League. Ăsta e squadul lor, un squad foarte interesant. Cam scârț e apărarea și mijlocul ăla, dar mai mult apărarea scârție mult. Hai să vedem totuși, uite, Romero pe bancă. Da, nu știu de ce și așa. Văd că și Rodon este pe bancă, dar pe noi ne interesează Bale care o să leacă în locul lui Lucas. Văd că mai au și pe Kulusevski.
S-ar putea să nu joace chiar toate meciurile Bale, că văd că o să aibă o luptă pentru acel loc, bănuiesc, nu știu, vom vedea, vom vedea, hai să salvăm echipa și să îi dăm cu simulările, uite că am revenit în Anglia, by the way, bine, că v-ați dat și voi seama, dar de data asta în Premier League. Voi acolo în Chetiah, interesant. Și haide să mergem pe season și să dăm cu simulările. Și am terminat de simulat, doamnelor și domnilor, sunt foarte curios să văd ce s-a întâmplat, câte goluri a dat Bale, sunt foarte, foarte hype să vedem ce am făcut și în Premier League. Haide să nu mai stăm la discuții și să-i dăm, să-i dăm și să-i dăm 12 și nu e bine. What? Ce naiba s-a întâmplat? Avem 68 rating la manager. Ce s-a întâmplat? Dude, am ieșit pe 12? Really? Aston Villa pe 4, incredibil așa ceva. Da, aparent am ieșit pe un loc cam slăbus, sincer să fiu. Hai să vedem, poate avem o cupă ceva. Nu știu, zic și eu. Arsenal câștigă FA Cup-ul la penaltiuri. Ok. Interesant. Arsenal câștigă și Carabao Cup. Bă, dar e pe vară Arsenal, nu glumă. Am fost în Europa League, parcă. Așa țin eu minte. Și pierdem la penaltiuri cu Roma. Am pierdut la penaltiuri cu Roma. Mamă, ce e grupa asta, vere? Sunt dezamăgit. Mamă, batem Sparta Praha 8-2 general. Batem Shakhtar 3-1 general. Batem Napoli 3-2 general, semifinale nici nu se mai văd. Batem Milan 2-1 și în finală pierdem cu Roma. Păcat, se pare că Bale rămâne tot cu 0 trofee. Totuși, hai să vedem câte goluri a dat, să vedem ce a făcut Bale. Văd că forma sa nu prea e nici în sus, nici în jos, e cam normală. Da, hai să vedem, sunt foarte curios. Văd că până și fundașii au dat gol. Ok. Îl vedem, nu-l vedem printre ultimii și... E pe aici. A jucat puține meciuri. A jucat foarte puține meciuri. Doar 27 de meciuri. 8 goluri, 3 asisturi. Mă, pentru 27 de meci, pardon, este decent, având în vedere că este right wing. Kulusevski, aparent, ne-a furat locul. Da. Da, ne-a furat locul Kulusevski și uite, așa am jucat doar 27 de meciuri. Asta este. Asta este. Hai să trecem la următoarea echipă, nu? Dar nu trec până nu vedem acest minunat tabel. Se pare că joacă din ce în ce mai puține meciuri. Bine, la DC United din MLS și de-aia are așa puține meciuri. Dar totuși la Spurs foarte, foarte puține meciuri. Să ținem cont totuși că e în Premier League și... Pentru câte meciuri a jucat 8 goluri în Premier League, eu zic că e decent. E chiar decent. Dar, na, o să ne vedem iarăși în Premier League. Următoarea echipă este Newcastle United. Haide! Am revenit și la Newcastle United, doamnelor și domnilor. Hai să le vedem squad-ul. Am văzut acolo Chievo Verona, păcat că... Mi se pare că echipa aceea s-a desființat. Era una din echipele mele preferate, dar
Na, asta este, se mai întâmplă și chestii de genul. Asta este squadra celor de la Newcastle United, unul foarte interesant și cu siguranță o să crească în jucător de valoare. Și avem aici Wood. Da, foarte, foarte interesant. Și Bale o să vină aici. Nu vreau să schimb formația ca să nu influențez cumva foarte mult jocul, dar nu știu cam câte meciuri o să joace Bale la echipa asta. Sper să joace cât mai multe. Și na. Asta e squadul lor. Cu Bale în primul 11. Am dat-o din Premier League în Premier League și hai să mergem să simulăm. Și am revenit după al patrulea sezon, de fapt al cincelea. Am uitat că la Cardiff City am simulat două sezoane. Aici la Newcastle United să vedem ce s-a întâmplat, cum o ducem. Rău. O ducem rău. Rău, rău, foarte rău. Suntem pe locul 16. Nu e bine. Avem 53 rating la manager. Aproape, aproape să fim și dați afară. Brentford retrogradează, din câte văd, cu Brighton și Norwich. Și campionatul câștigă Manchester United. Și Leicester mereu e printre primele, nu pot să-mi dau seama de ce, dar să zicem, oh, pardon, pardon, stai să vedem fiecare cupă. Avem FA Cup-ul, care îl câștigă Burnley. Ha? Avem Carabao Cup-ul, care îl câștigă Liverpool și în alte competiții nu cred că am fost. Deci, Bale rămâne tot cu 0 trofee, din păcate. Singura lui șansă este la Rangers. Hai să vedem ce a făcut totuși Bale. Văd că forma lui este neutră. Moralul bănuiesc că tot neutru o să fie. Și da, hai să trecem direct la goluri. Și a jucat doar 19 meciuri. A jucat doar 19 meciuri. A dat 3 goluri și 3 asisturi, dar a jucat doar 19 meciuri. Păcat, foarte puține meciuri a jucat din punctul meu de vedere. Da. Asta este. V-am zis că pe echipă ce vine, joacă din ce în ce mai puține meciuri. Nu știu care e faza și de ce. Adică a jucat la Spurs mai multe meciuri decât la Newcastle United. What? În fine, haideți să trecem și la ultima echipă care este Rangers. Dar înainte de asta să vedem și noi cum stau lucrurile pe acest tabel. Da. Parcă vedem niște statistici din ce în ce mai slabe, din cauza care meciuri mult mai puține jucate. Dar hai să vedem acum la Rangers, poate o să aibă și el în sfârșit un loc asigurat 100% unde o să joace măcar 40 de meciuri pe acolo. Ar fi mișto. Ocupă ceva să câștige, nu știu, asta așteptăm cu toții. Și hai să vedem ce o să facă Bale la Rangers. Și am ajuns și la ultima echipă, la ultima simulare. Incredibil, sunt foarte hype să văd ce o să facă la Rangers, câte goluri o să dea, poate o să câștige și un trofeu, cine știe, cine știe, orice este posibil, așa că hai să nu mai vorbim așa mult și să trecem direct la squad, acesta este squadul celor de la Rangers, un squad destul de interesant, cu Yanis Hagi, uitați-l aici, pe Yanis Hagi. Văd că pe bancă are o bancă destul de bună.
Chiar mai bună decât squadul. Da, uite, Camara, McGregor, foarte Davis, foarte interesant, dar pe noi ne interesează Bale să-l punem măcar aici în primul 11, nu știu câte meciuri o să prindă, sper cât mai multe. Și haideți să vedem ce o să se întâmple mai departe. Hai să-i dăm cu simulările. Și am terminat de simulat și acest minunat sezon, ultimul sezon la Rangers cu Bale. Hai să vedem ce s-a întâmplat, câte goluri a dat, să vedem. Să vedem ce s-a întâmplat, ok? Dar atâta, hai să vedem 80 de rating ca manager și suntem pe primul loc în campionat cu 90 de puncte în second stage și în first stage 80 de puncte, o diferență foarte mare față de cel de-al doilea loc. Avem o cupă, Bale are o cupă din cele 4 echipe, numai din toate 5 echipele. Doar la Rangers a reușit să ia o cupă. Ok, hai să vedem și... Ok, cupa n-a câștigat. Da, deci are un trofeu. Dar cupa n-a câștigat, ok? Hai să vedem și ce a făcut totuși Bale. Are forma excelentă, se pare că a avut un sezon minunat Bale. Sper să fie așa cum zic și hai să vedem. Bale este goalgetter-ul echipei cu 45 de meciuri jucate, 20 de goluri și 10 asisturi, 15 clean sheets-uri, pe 2 fiind Yanis Hagi, care are 14 goluri și 9 asisturi. Incredibil! A avut un sezon incredibil la Rangers Bale și cred că cel mai bun sezon al său, dacă nu mă înșel, din toate cele 5 echipe la care a fost. Wow, minunat, minunat. Da, oameni buni, și așa stau lucrurile în acest minunat tabel. Puteți vedea meciurile jucate, golurile, pase de gol, adică asisturile și trofeele câștigate. Cel mai bun sezon l-a avut clar la Rangers, care a avut mai puține meciuri decât la Cardiff City și a dat același număr de goluri și mai multe asisturi și are și un trofeu. Pe locul 2 fiind clar Cardiff City, la al doilea cel mai bun sezon, acolo unde s-a zvonit căci că s-ar duce. Da, foarte, foarte interesant acest experiment cu Bale. Da, și cam atât. Ăsta a fost și episodul. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem poate la un nou experiment în FIFA, poate la un nou joc. Nu se știe, nu se știe. Ciao!